Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou draft. E vremea pentru un nou draft din ăla bombă. Destui Icon în continuare pe acolo. Și iată și niște sisteme bune. 4-1-2-1-2 Nero. Este un sistem foarte ok. Și poate ne dă și un capitan bun, Messi, pe bancă. Hai că merge. Mă, stuaj Messi, care a rămas la 95. Dar poate și ca mijlocaș central ofensiv într-o astfel de echipă. Mereu, când vine, este foarte util. Acolo, un playmaker absolut genial. Cu Smith Rowe, Claude Maurice Berrahma și alții. Dar iată ce diferențe între ei și Smith Rowe, care are și 5 stele. Wickford, foarte interesant jucător. Englezul trece direct acolo în inima echipei de draft. Atacant central, Abel Ruiz, Malen și poate Mbolo. Acești jucători nu prea au ce să caute. Mbolo eventual. Iar aici Cristiano Ronaldo revine. Cristiano Team of the Year din nou este la draft. Dacă au început să apară băieții ăștia care într-o vreme erau inexistenți, cel puțin la drafturile mele. Ronaldo Team of the Year cu Messi. Un draft clasic cu cei doi grei. Cu siguranță Ronaldo o să care. Smith Rowe ar putea juca lângă Ronaldo cu Messi în spatele lor. Ar arăta foarte bine. McKennie și Fofana. Da, foarte slabi jucătorii. Avem nevoie de doi mijlocași buni de tot. Renato, Cross și mai e Pacheta. Renato e mijlocaș foarte util. Merge luat, mai ales că are linkul acela cu Ronaldo. Însă un Icon ar fi foarte bun. Pe ce de me? Da, ăsta e. Essien Moments. Băi, deci exact ce aș fi vrut acolo. Essien este unul dintre jucătorii buni de tot pe plan defensiv. Este acolo cu link-uri cu toată lumea. Exact omul care ar fi ajutat aici cu link-urile lui pentru chem. Are cu fundași și cu mijlocași. Este exact ce aveam nevoie pentru această echipă. Iar în apărare poate vor veni niște jucători buni. Începem cu Ndica. Cu Shadow totuși are pace, are un defending bun. Și aici ori e Hincapie, care arată bine rău. Și are boost la defending și shooting. Boostul la defending o să-l ajute. Mai este Joe Gomez, care se spune că ar mai merge cu jucătorii de prem. Dar cred că îl iau pe acești jucători de la Bayer Leverkusen. Deși s-ar putea să fie o greșeală. Walker în partea dreaptă. Merge. Are staturile alea foarte bune. Bun de tot pe plan defensiv. Nu știu dacă ofensiv o să ajute. Dar Nuno Mendes. Nu cred că putea să intre mai bine cineva în stânga. Nuno Mendes de la Paris. Cardolfut birthday rupe. Este cu Renato și cu Cristiano pe partea portugheză, din stânga de acolo. Messi stă frumos pe bancă, dar avem nevoie de niște link-uri în plus. Poate le vom primi. Botheim. Este Holland de Bodoglimt. Doar că n-am jucători de luat. Trebuie să-l aleg pe Botheim. Papu, Mostovoi și lui Suarez de Bruyne. De Bruyne merge cu Smith Rowe. Mosto n-ar prea merge cu nimeni. E bine că are și cu Walker de Bruyne. Trebuie să-l iau. Plus 12 chem. Și suntem pe Premier League până la urmă în față. Un atacant de Premier League ne dă și mai mult chem. De preferat un englez ar fi foarte bun pentru Smith Rowe. Sau Cahill. Oh, așa. Cahill, link verde cu toată lumea. 93 chem. Portarul trebuie să fie de Bundes. Și ar fi super. Este Gulaci. Dar e și Donnarumma Team of the Year aici. Dacă apare vreun Marquinhos care ar merge și cu Mendes, trebuie să le iau pe Dona. 91 rating, 97 chem. M-am riscat puțin, poate Kimpembe sau Marquinhos vor apărea Cafu. Wow. Și se strică acolo cu Walker. Trebuie să iau Cafu. Cafu și Essien. Rupere echipa asta. Cafu, Essien. Mai avem încă un fundaș. Zagadu. Da, l-am doar pe Zagadu. Nu prea o variantă. Până la urmă, un portar de Bundes ar da chemul. Dar l-am luat pe Donnarumma. Nu știu ce să fac aici. Walker ar putea să intre. Păcat că acest Cafu nu poate să ia CCB, că e right wing back. 191. Multe nume grele. Și că mai sunt jucători de ales. Eduard Mendy, care n-are link cu niciun dintre băieți. Trincao și cam atât. Un Trincao de rezervă. Deși e Messi acolo, cred că mai vin jucători de genul ăsta. Neymar. Wow, toți grei. Neymar, Messi, Ronaldo, îi avem pe toți în această echipă. Neymar va fi și el pe bancă. Și o bancă de top. 191, oare sunt șanse de 192?
Rău că nu. Trei fotbaliști mai rămân să vină. E Boga, Carlos Fernandez. Da, degeaba acești jucători. Tricau pe bancă. Diaby, hai că merge. E încă un jucător de luat de acolo. Ultimul jucător al acestei echipe. Și Camai, Pereira, Otavio și Harrison. Da, Pereira. Bun, așa rămâne echipa. Cred că De Bruyne va rămâne CM. Iese Cahill. Intră Messi. Trebuie să intre Messi. Ar fi loc și pentru Neymar, dar nu știu. Messi sau Neymar? Asta e marea întrebare acum. Hai că o să-l bag pe Messi și Neymar rămâne pentru repriza a doua. Trincau și el o rezervă bună. Dar trebuie să-l bag și pe Donnarumma. Donnarumma și Messi intră, rămâne Neymar rezervă, băieții de la Paris. 190 în cele din urmă. Antrenor Bonetti. Tare. Nu va fi Bonetti, o să merge cu Mikel Arteta. Omul care a făcut treabă la Arsenal. Chiar dacă cu pe final de sezon lucrurile nu prea mai merg la fel. Rivaldo, Kaká, moment, Sterling. L-are pe Sissoko de gold, nu știu ce caută acolo Sissoko, s-a rătăcit. Oh, și arena lui Bilbao. Foarte multă lume are stadioane din astea din realitate acum. Nu prea mai joacă lumea pe FUT Champions Stadium. Nu pot zic că îmi displace, mai mare varietatea. Ronaldo, bine, dar dă pe lângă. Asta e. Renato, Ronaldo pe spate, către Smith Rowe. Ce gol. Perfect Ronaldo acolo pentru a oferi asistul. Este un gol în minutul 14. Bine. De Bruyne. Renato trece, dar nu știu cum a dat pe lângă. Cum e posibil să nu încadrezi șutul pe spațiul părții de acolo? Incredibil. Oh, Smith Rowe cade. E cam de roșu, este, da. Cartonaj roșu. Ronaldo bate lovitura liberă. Ronaldo în zid. Acum ar fost să dea gol. Rândul lui Messi s-o prea de acolo, dar e blocat bine. Smith Rowe, De Bruyne. Asta e, 2-0. Meciul e rezolvat, cartonașul roșu a cam decis lucrurile. Este o victorie în prima partidă destul de rapidă. Meciul 2, 87 rating. Dinio, da, n-are chem deloc. Lăgăl Mostovoi, Gündoğan. Cam multe piese care n-ar trebui să fie acolo. Ronaldinho ar fi putut fi un om care să care echipa, dar ar fi trebuit să-l bage în primul minut. Avea mai mult chem și se simte chestia asta. Ronaldo vine cu pasa, e pe penalti, e faultat. Pasa n-a fost chiar bună, erau mulți oameni în careu. E bine că vine faultul ăsta, nici n-am apucat să fac schimbările, dar aici ar putea să fie 1-0 prin Cristiano Ronaldo. Șutul în dreapta, e perfect penaltiu. O torpilă Cristiano și este un dublu C. Cu cine? Cu numărul 9, Cahill cred că e. Cahill care nu face nimic, e degeaba acest card. Măcar cel foot captain a primit stats-uri bustate, parcă e altceva, dar acela nu vine la draft. Oh, ce minge. Messi. Centrează Messi, foarte ca Walker Peters, scoate cu capul. Era un gol antologic Cristiano. Poate acum cu capul, ce lovitură bună de cap. Scoate Leno. Oh, Messi. Messi la Smith Rowe. 2-0. Merge foarte bine sistemul ăsta, sunt toți jucători în zona centrală, pasele curg foarte bine. Și cu asemenea jucători e un mecanism foarte bun. Ronaldinho, degeaba, e greoi. Pur și simplu îi scade stațurile la cel chem. Nu va mai fi la fel de bun. Ronaldo la Smith Rowe. Iar Emil Smith Rowe ar putea să trimită înapoi la Cristiano. O face să... ce șut e ăsta? Nu prea vrea. Oh, Messi. Messi pe stângul, nu va rata. 3-0. Spații mari acolo, nu se aglomerează așa de mult. Golurile continuă să vină. E meci 2 foarte bun. Oh, Dinio, a dat și el una. Rămâne un jucător de calibru, n-am ce să zic.
Oh, bine, Ronaldo! Forță, 4-1. Pasă bună. Un șut tare de tot, celebrarea pe măsură. 4-1 la pauză. Mamă, ce finesuri are. Știi bine rău să dea finesuri cu azar acum. Messi, De Bruyne. Messi iar fines. De fapt e un șut cu latul, nici n-am dat fines. Propriu zis, plasat perfect șutul de Messi, de unul singur. Doar am apăsat pe șut. Bine rău de tot. Mamă, Ronaldinho, cine să-l țină? Bă, da, câte goluri în meciul ăsta. 8 goluri, încă se joacă. Flair final, ăsta e. 8 goluri, 5-3. Mergem către al treilea meci. Este un 188. Messi Team of the Year. El iese acolo. Este jucătorul care probabil va pune cele mai multe probleme. Va fi periculos rău de tot. Messi. Și-a închis unghiul rău de tot acolo. A preferat centrarea. Ah, nu! Ce se întâmplă? Prinde Bürki. Am uitat să-l schimb. Trebuie să-l bag pe Donnarumma. Bună pasă lui Smith Rowe. Ronaldo, nu cred. La fund uneori e incredibil. Are niște intervenții la care nu te aștepta. Ronaldo cu capul. Ăsta e, nu, a dat pe lângă. Băi, lovitura de cap ar trebui să fie mult mai bune la Ronaldo Team of the Year. La foarte multe ediții de FIFA și Ronaldo Gold le dădea mai bine de atât. Oh, super. Ronaldo a preluat. E pe stângul, nu ratează. 1-0. Ăsta da shoot. Oh, bine. Messi. Lobu scos de la fund. Dar poate recuperăm, da. Iar Lionel Messi o lasă acolo pentru Ronaldo în cele din urmă. E tot Cristiano, tot pe stângul, dar scoate la fund. Trebuie să dai de nu știu câte ori la poartă pentru a marca partea lui la fund. Cristiano. Messi, ce exterior Messi. A rupt poarta. Așa da. Ronaldo și Messi. Va fi pasa lui Ronaldo, Lionel Messi face 3-0, un gol simplu. Da, ușor și meciul ăsta. Dribbling bun aici, lobu. Da, în sfârșit și un lob trebuia, 4-0. Goluri, pase de gol, defilăm cu Ronaldo de data asta. A ieșit la 4-0, suntem în finală. Finala, 190 PL Prime, Cristiano Ronaldo. În apărare, un card de gol pe care nu l-ai vrea în cel englez, dar cred că-l schimb. Hai că Pele, Prime și Ronaldo sunt jucători super buni de atac. Oh, bine a plecat Smith. Pasă la Messi, care dovedește încă o dată că e foarte eficient mereu. E mereu unde trebuie și dă primul gol din finală. Dar incredibil cum pleacă Smith rău acolo, fix în momentul potrivit. Messi centrează, Ronaldo cu capul, ratează de acolo, bară! Nu există așa ceva. Ce ratare. Super aproape de 2-0, nu se face din păcate. Na, e gol. Bune pase, a curs perfect atacul, 1-1. Dacă marcam acolo, era altceva. 30 de minute rămase, trebuie să se câștige meciul ăsta. Vine centrarea, asta e mă, Ronaldo singur. Perfect a centrat Smith Rowe. Ce duo între Smith Rowe și Ronaldo. Va intra și Neymar și îl scot pe De Bruyne. Cu Neymar probabil vom avea un plus și mai mare. N-aș cade deloc Neymar și ar fi păcat să nu intre măcar acum în ultimele minute. Messi, vine pasa, Neymar dă gol la prima lui fază. Uite că a dat și Neymar o bucată. Era și cazul.
Messi pentru Ronaldo, poate ultima șansă de a marca. Și e secerat. Da, ia roșu direct cu Rudiger. Nu știu ce am cu faultul ăsta, e 3-1. Oh, bun. Neymar cu roșu. Doamne, două cartonașe roșii pe fundașii centrali. De ce așa ceva? A uitat că n-are cui să-i pasez. Hai că mai voia să iau un roșu. Între timp încheiem cu Scorpion. A venit încă o bucată Neymar și ce gol. Este 4-1, 4 din 4. Mega echipă. Premiul de data asta. Un super draft. A fost rare player spec și gold pack. E momentul pentru a deschide pack-ul ăla cu 12 jucători. Dacă iese pe profit draft-ul, sunt super mulțumit. Gold pack-ul aduce pe cel Hanolu. Mai avem 1000 acolo. Rare player spec-ul. Hai, de 86+. Știu că e acolo pe undeva. Și este profit minunat. Luka Modric de la Real Madrid. Asta e jucător de 87, este 20.000. Minunat. 20.000 Modric. Lângă Modric se află Hakimi. Oh, Ashraf. E 10.000 și el. Da, așa da. Super. E bine, se iese pe plus considerabil de data asta. Mai păstrez și din jucători. A fost un draft demențial. Mi-a plăcut maxim echipa asta. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!